o minciună cu tâlc În limba nemțească este o carte vestită de minciuni, isprăvile vânătorești ale baronului Munhausen. Între ele este și una cu tâlc sufletesc. Odată, spune baronul vânător, dădusem într-o mlaștină. Toate încercările mele să scap erau zadarnice. Mă cufundasem până la piept. Atunci îmi veni în gând o scăpare. Cum aveam păr lung, strânsei părul chică. Mă prinsei cu tărie de el și mă trezei afară, din mlaștină. Ce minciună patentă! Dar vai, într-o astfel de minciună trăiesc atâția și atâția creștini. Păcatul este o mlaștină grozavă. Toți cei ce apucă în mlaștina asta se scufundă văzând cu ochii. Toate sforțările lor de a scăpa cu puterile proprii sunt zadarnice. Sunt isprava baronului care s-a tras de cap ca să iasă din mlaștină. Toți cei ce umblă să iasă din mlaștina păcatelor și patimilor rele, cu vorbe ca acestea, vreau să mă las de ceea și ceea, vreau să fiu stăpân pe mine, sunt exact în chipul baronului care spunea că a scăpat din mlaștină, trăgându-se de cap. Din mlaștina păcatelor putem scăpa numai cu ajutorul scumpului nostru mântuitor. Într-o conferință pentru popor am auzit pe un cărturar apelând la voința oamenilor să se lese de patima beției. Foarte bine! Numai că, pe limba Evangheliei, asta înseamnă că învață pe oameni să se apuce de cap ca să iasă din mlaștina beției. Toate sfaturile și conferințele morale n-ajung nimic până când nu sosește samariteanul cel bun și milostiv Iisus Mântuitorul. Oastea Domnului scoate suflete din mlaștina păcatelor cu ajutorul acestui samaritian bun și milostiv.